Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale anunță închiderea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru investiții în infrastructuri de irigații ca urmare a epuizării fondurilor disponibile pentru această sesiune. Fondurile pentru acest tip de investiții sunt alocate prin submăsura 4.3, investiții pentru dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de irigații prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. În sesiunea deschisă în 6 februarie, AFIR a primit online 306 cereri de finanțare în valoare totală de peste 300 de milioane de euro. Alocarea financiară aferentă acestei sesiuni a fost de 200 milioane de euro, iar plafonul de primire al solicitărilor de finanțare de 300 milioane de euro. Sprijinul acordat prin submăsura 4.3, componenta infrastructură de irigații, este 100% nerambursabil și se ridică la maximum de 1 milion de euro pe proiect. Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare, de punere sub presiune, precum și racordarea stațiilor la utilități, construcția și modernizarea bazinelor de colectare și stocare apei de irigat. În exercițiu financiar 2014-2020, AFIR a primit 537 de solicitări de finanțare a infrastructurii secundare de irigații în valoare de 532,1 milioane de euro. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a încheiat 264 de contracte de finanțare cu reprezentanții organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigat în valoare de 200,8 milioane de euro și a efectuat până în prezent plăți de 99,76 de milioane de euro.